mari. Știți, așa ca o paranteză, tatăl meu a luptat în al doilea război mondial și bunicul meu în primul război mondial. Și bunicul îl certa pe tăticul, îi spunea, eu am făcut România mare și tu ai făcut România mică. Așa că 24 ianuarie s-a făcut o parte din România mare și am vrut să... cumva să fântăm aici, în Parlamentul European, această zi importantă. Și am invitați din Republica Moldova și, bineînțeles, că au venit îmbrăcați și în costume naționale de acolo, din zonă. Am invitați din partea din sudul Dunării, din Timov. Sunt studenții la Craiova și, bineînțeles, și din regiunea Oltenia, din Olt, din județul Olt, în Călușari. Poate vedem asemănările din aceste costume, se vede clar de la Moldova până la Timov că sunt aceleași modele. Și aici este și o expoziție de măști populare românești. Avem aici alături de noi autorul. S-a ascuns, uitați da. Aici. Da? Face. Iarăși este din Dâmbovița, domnul, așa că am încercat să aduc din cât mai multe zone ale României ceva aici în Parlamentul European. Rămân aici 2-3 zile, se văd și cred că este un lucru pozitiv pentru noi, pentru români, mai ales în această perioadă în care se mai spun și lucruri care nu ne convin despre români. Eu cred că această apropiere dintre cei de pe stânga Prutului, cei din nordul Dunării, cei din sudul Dunării, ne va face bine aici la Parlamentul European și arată că suntem un popor care avem tradiții puternice, care avem bază culturală puternică și că suntem, cum se spunea, de foarte multă vreme pe acele meleaguri și cred că putem să contribuim cu multe lucruri pozitive. Bune la diversitatea europeană. Avem aici cu noi și mă bucur că au răspuns invitației noastre domnul ambasador al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, domnul Caras, domnul Bratu, reprezentantul misiunii României la Uniunea Europeană, colegii noștri, domnul președinte Stolojan, Tudor Stolojan, domnul Iosif Matula și domnul Traian Bureanu. Și aș vrea să rog pe domnul ambasador să vrea să ne spună. Mulțumesc. Am dat curs cu plăcerea acestei invitații de astăzi și titlul este ceva foarte important și sugestiv. Și bineînțeles că domnul Marinescu, dacă îmi permiteți, este un bun prieten al Republicii Moldova. Dânsul a fost raportor într-o serie de dosare, rapoarte importante pe facilitarea regimului de vizită Republica Moldova a Uniunii Europene. Acum, în prezent, domnia sa este raportor PPE pentru liberalizarea regimului de vize, deci un dosar extrem de important pentru Republica Moldova în general, dar și cu rezultat, sper, foarte, foarte bun în acest an. După cum cunoașteți, Republica Moldova încearcă să se ancoreze în acest spațiu european, să se apropie de Uniunea Europeană și prin semnarea acordului de asociere și anul curent este extrem de important sub aspectul acestei ancorări, semnarea acordului de asociere și liberalizarea regimului de vize. Și domnul Marinescu, ca și ceilalți distinși onorabili membri ai Parlamentului European, au o contribuție și o influență importantă în acest, dacă vezi, destin european al Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi, unde avem prezenți și reprezentanți din Republica Moldova, la fel este o reliefare acestui interes, acestei griji pe care domnul Marinescu o are față de Republica Moldova și față